Ok, salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou video, aici sunt Taxi și după cum vedeți și tu ce aveți bine astăzi, ne aflăm din nou pe Kidrop cu o balanță de 14 cenți. Lumea, vă dați seama, cu o balanță de 367 de euro, băi băieți. Astăzi o să dăm sell de la clipul anterior, nu știu cum o să vedeți voi clipurile, în ce ordine o să le vedeți, dar mă rog. Și astăzi o să încercăm să spamăm, nici nu știu ce cutii să spamăm, sincer să fiu. Aș încerca upgrade-uri cu șanse, da, cred că asta o să facem, o să încercăm upgrade-uri cu șanse mari. Înainte de tot aș vrea să vă rog pe toți băieți să folosiți și aici promo codul la Excel cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit și 50 de cenți gratuiți în caz că vă faceți cont nou pe Kidrop. Bun, și hai să nu mai stăm la discuții, să dăm direct cu opening-ul. O să mergem la cutiuțele astea, uite, la aplauz o să mergem. O să deschid mai multe cutiuțe de astea cu 5 euro, 25 de euro într-un buy, ca zic așa, nu știu cum să zic. Nu știu dacă să le dăm facepin, de fapt nu o să le dăm facepin, o să le dăm așa. Pentru că oricum la upgrade-uri o să le băgăm, gen, o să băgăm mai multe skin-uri și o să dăm cu șanse de alea, gen, cu șanse mai mare. Una, hai să vedem, aplauz. Mamă, cum era carambitul ăla. 29 de euro, profit, primul opening cu profit, deci e un lucru bun. Ok, mamă, cum o trec cu baioneta aia, mâncau artata. 18 euro, ok. Mi se pare un pic cam plictisitor, sincer, să le deschid așa. Dar, da. Mai dăm până la 200 de euro, dăm așa și după aia mergem la cutiuțe mai mici. Gen de 2 euro sau ceva de genul și o să le dăm facepin. Bun, 20 de euro, mai avem 17 euro, dăm așa la 3 cutiuțe de-astea. O să merge să dăm facepin la cutia aia de 2 euro. Sau nici nu știu la ce cutie să mă bag, sincer să fiu. Ne băgăm la asta la 3,50. O să dăm rapid facepin ca să nu fie... Ca să nu spamă o singură cutie, pentru că am văzut că e plictisitor să deschid numai o singură cutie. Te-am văzut prin comentarii. E 23, 12, 18, ok, 13, 19,53, 8,86, 17,74, nici nu știu că dau pe ăsta, 26 de euro, 17,50 euro, ok. Deci bine, deci știu, bine că acum știu, după ce termin opening-ul. Ok, și încă două cutiuțe, cred că mai merg. Cred că și... nu mai avea nevoie de 20 de cenți sau ceva de genul. Ok, 7,71 euro. Bun. Hai să vedem, băieți. Hai să vedem cam cât avem... Mamă, suntem pe minus. Dar nu e nicio problemă, oricum mergem la upgrade-uri de-astea cu șanse mari. Hai să vedem, băieți. Hai să vedem. O să dăm la 1,5x. O să dăm în felul următor la 10 euro. O să dăm pe partea dreaptă no face spin. Ok, era pe partea dreaptă, stângă, pardon. Hai să dăm cu price așa. De fapt, hai să nu dăm noi așa all-in direct. Hai să dăm la un the... sau nu. Hai să dăm la un scoatem câteva skin-uri. Bam, și dăm la vreun 10 euro. Pe partea dreaptă. Hai tu pe partea dreaptă. Cum ar fi să-l pierdem și pe... Ok. Ok. Înțeleg. Acum ar trebui să fie pe partea dreaptă. Dacă o să dăm la un Hyper Beast. Exact, era pe partea dreaptă. Bine că am făcut asta, că am băgat o pagină întreagă. Bun, oricum n-am făcut profit că suntem pe minus la momentul actual, dar nu e nicio problemă. Dacă au fost două stânga, două dreapta. Nu, două stânga, zic că și două dreapta. Exact, bun. L-am luat. Perfect, asta e un lucru bun, băieți. Ok, acum cred că am putea să fim pe profit, dar nu știu ce să zic. Hai așa pe partea stângă. Și l-am luat, băieți. L-am luat, ok. Dacă era pe partea dreaptă nu l-am fi luat, deci ăsta e un lucru bun. Bun, 25 de euro. Bam. Tot pe partea stângă. Ok. Văd că luam upgrade-urile și mă bucur. Bun. Acum dacă îi s-o luăm după tehnica mea, acum ar trebui să fie dreapta. Exact. What the fuck, două dreapta, două stânga. Două dreapta, două stânga. Ok, acum o să dăm trei de-astea și o să dăm pe partea stângă. Pentru că acum s-o prins Kidrop că m-am prins de fază și acum o să fie pe partea... A fost pe partea dreaptă. Bine, acum ar trebui să fie pe stânga. Sper. Opa, stai, unde sărim? Opa, n-am văzut. 32 de euro, bun.
Exact, acum e pe stânga. Mamă, băieți, ne-am prins de schemă, băieți. Hai, acum ne îmbogățim. Stați așa. Bun. Mai dăm încă una așa, tot pe partea stângă. Nu, asta a fost pe partea dreaptă. Ok. Uite, apare, nu ne mai prins de schemă, băieți. Ok, până acum când câți bani avem? Avem... What? 279? Ok. Ok. N-am aventurat prea mult, băieți, suntem cam tot la banii noștri. Au fost dreapta... Încă o dreaptă, încă o dreaptă, băieți. Bun, aveam de gând să merg all-in, sincer. Dar am zis că să nu fac clipul chiar atât de scurt. Nu știu, vreau să ziceți și mie în comentarii. Cum vă plac clipurile, mai lungi sau mai scurte, gen? Încă una pe dreapta. Era pe stânga. Ok. Nu, tot pe dreapta o să fie. Ho, stop! Era pe partea stângă, mă. Bun. Acum o să fie pe dreapta. Nu, tot pe stânga au fost. Ah, ba nu, what? Ok, l-am luat la limită. Sincer să fiu, nu știu ce să fac la momentul actual. Cred că tot pe dreapta dau. Ok, tot pe dreapta au fost. Bun. E un lucru bun. Opa. Ok, au fost chiar un 5x. Hai să vedem cam la câți bani suntem. Suntem la 288. Bun. Opa, hai să le scoatem pe toate. Hai să vedem dacă am fi dat un all-in pe partea dreaptă, l-am fi luat. Ok, apare, l-am fi luat. Moftic. Dar e ok. E ok, băieți, nu e nicio problemă. Bun. Acum e pe stânga. Bun, ok. Ok, ok. Mă așteptam să fie un ăsta numai de full dreapta. Full dreapta, dar apare nu e așa. Dar mă bucur de chestia asta. Hai să mai dăm încă una tot pe stânga. Apare tot pe stânga ei. Ok. Ok, 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 ok. Poți crește un 5x pe partea stângă. Acum 319 suntem pe minus oricum. Ba nu, de fapt cred că suntem pe profit pe clipul ăsta. Nu știu. Sau cu 379 am început, nu? Nu mai știu. Încă una pe stânga. Bun. Acum dacă dai pe ăsta, nu știu de ce se duce așa fast spin, dar nu e nicio problemă. Bun. 25, bam, gen, se mai învârte încă o dată. Acum e pe partea stângă. Ok. Să mai fie încă una pe partea stângă? Nu, au fost pe partea dreaptă de data asta. Ok. Nu stăm foarte bine, băieți. Dar... Cam câți bani avem? Hai să mă uit. Dacă nu aș mai deschide niște cutiuțe... Suntem sub 200, dacă suntem sub 279 vând și deschidem din nou cutiuțe. Dar văd că pică site-ul și nu știu de ce. Alo? Da, defectul tehnic, băieți, revenim. Ok, am zis că dacă suntem sub 279 vinem, așa că hai să dăm sell-ul. Avem 278. Bun, hai să mergem la o cutiuță. Hai să mergem la de key drop. Să dăm așa, tot așa, 5, dar fast spingem. Mamă. 35, 40, ok. 43, bun. 40, ok. 10, da, era de așteptat. 34 și mai dăm încă o dată. 14 și mai avem de 4. Ok, și 36. Câți bani avem? 230. Încă tot pe minus suntem, nu am nicio problemă, băieți. Dăm price așa, bam. Nu la 2x, la 1.5x, nici nu mai știu pe ce parte era, așa că o să dăm pe partea dreaptă. Ok, eu fost pe partea dreaptă, ce drept. Bun, hai să mai dăm așa în coline de asta, partea stângă. Era pe partea dreaptă. Da, cu puțin. Cum e pe partea stângă? Deci o să bag mai multe skinuri. Nu, era pe partea dreaptă, bă. Bă, ce mă oftic, bă. 13,24€. Acum mai pe stânga. Oh, stop. Așa, mâncați și așa. Era și pe dreapta, ce-i drept. Oricum, am pierdut destul de mult. Opa, stai că deja iară ne aventurăm. Nu. Hai să dăm la un așa și să dăm pe partea stângă. A fost pe partea stângă. Hai pe partea dreaptă.
Băi, și am avut un feeling, bă, nu știu, efectiv, mi-a dat ceva în cap, parcă, când am vrut să dau pe partea dreaptă. Stângă, pardon. Ok, 5x a fost asta, dar totuși s-a preduri ușoare, băieți. A, se dăm din nou pe partea dreaptă? Dreaptă. Pe partea stângă. Ok. Ia să dăm una prima mai mare, pe partea dreaptă. Mamă, am dat face spin fără să vreau. Ok, câți bani avem? Avem 219. Încă tot nu suntem pe profit, băieți. Hai să facem în felul următor. Câți bani avem aici? 143. O să facem în felul următor. 76 de euro, ok. Hai să dăm la un upgrade ăsta așa mai mare, pe partea dreaptă. Ok. Bun, deci l-am luat. Și cred că aici o să încheiem clipul, băieți. Nu contează că suntem pe minus, e ok, măcar plecăm cu niște bănuți, suntem pe minus cu vreo 20 de euro sau ceva de genul. Dar nu e nicio problemă, băieți. Hai să mergem și noi la punctele astea. 2570 de puncte. Așa, 2570, hai să vedem. 397. Hai să vedem măcar dacă facem din glocul ăsta ceva. La un 1.5x dăm pe... Hai să vedem dacă am fi dat acum pe partea dreaptă la all-in. L-am fi luat? Ok, nu l-am fi luat. Mă bucur că n-am dat pe partea dreaptă. Bun, mă, băieți, și cam atât ar fi și cu acest mini videoclip, băieți. Nu uitați să plus și acea promo codul la XL cu 2D pentru un plus 10% la orice depozit. Vă și pe voi și mă și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul. Și voi vă stau să-l băieți și noi ne revedem data viitoare. Bye!